Bună dimineața și bine ați venit pe canalul Citește și tu, care este asociat blogului citeștesitu.ro. Suntem la pastiluța de papetărie, la calendarele advent de la Paper Chasers, să vedem astăzi ce ne rezervă cutiuțele. Așadar, începem ca de obicei cu cea pentru copii. Să vedem astăzi, pe data de 12 decembrie, ce găsim în fereastră. Ca de obicei, văd alte zile, numai cea care îmi trebuie, nu. 13, am găsit și 12, uitați, 12 este aici. Haideți să vedem ce ne aduce astăzi. Are o formă ușoară, așa ca de pește și găsim un pește înăuntru. Ia scăpat, îl recuperăm imediat. După cum ziceam, să vedem ce este cu peștișorul Paper Chase. Are aici un căpăcel. După părerea mea, cred că este pur și simplu o gumă de șters. Da? Deci este o gumă de șters pusă într-un ceva care arată ca un peștișor. Să vedem acum în calendarul mare ce găsim pentru ziua de azi. Ia să vedem. 13, 17, 14, 23, 24, 19, 21, 14, dar unde este 12? 22, 18, 15... Aha, ia uite ce mare și frumos, arată 12 aici, ia să vedem, se deschide cu totul, agrafe de hârtie, diverse culori, cumva par mai frumoase anul acesta față de anii trecuți. Mie nu-mi plac culorile auriu, argintiu, adică faptul că au auriul acesta nu prea-mi place, dar... și sunt motivaționale, cred. Aici scrie Dan, aici nu este nimic scris, aici scrie Tomorrow. Aici iarăși nu este nimic. Aici scrie You got this. Și aici iarăși este simplă. Mulțumim Paper Chase, mulțumesc că urmăriți pastiluța de papetărie. Să aveți o zi de duminică minunată, să vă bucurați, sper, de vremea bună. La mine a ieșit puțin soarele și o să mă bucur de el atât cât pot. Ne vedem mâine, toate cele bune!